S-au finalizat lucrările de reabilitare și modernizare pe strada Radu Gioglovan, în microraionul nou al municipiului Târgoviște. Această investiție vizează peste 10.000 de metri pătrați de parcări, stradă, trotuare. De asemenea, iluminatul public a fost modernizat, plus lucrări la canalizarea pluvială. Strada a fost lărgită, s-au executat lucrări peisagistice, locurile de joacă au fost reabilitate și modernizate. Valoarea totală a investițiilor din zona Radu Gioglovan din microraionul nou depășește 1,4 milioane de lei. Primarul municipiului Târgoviște, Cristian Stan, a făcut o vizită în teren. Ne aflăm pe strada Radu Gioglovan în municipiul Târgoviște, microraionul numărul 9, aici unde investiția pe care a derulat administrația locală târgovișteană a fost finalizată. La acest moment putem discuta de reabilitarea integrală peste 10.000 de metri pătrați de străzi și trotuare. De asemenea, e vorba de două locuri de joacă reabilitate, modernizarea iluminatului public, o lucrare care a fost executată pe zona de pregătire a asfaltării de către Municipal Construct, iar valoarea totală a lucrărilor sunt undeva la 1,4, se situează undeva la 1,4 milioane de lei. Este o lucrare pe care am reușit să o finalizăm în termenul pe care ni l-am propus. Sunt peste 250 de locuri noi de parcare care au rezultat în urma intervenției realizate aici. În acest moment se mai lucrează și se va interveni foarte curând pentru asfaltare pe strada Nicolae Iorga. De asemenea, se mai lucrează în microraionul numărul 4, în parcarea care face legătura între străzile Popa Șapcă și Radu cel Mare. De asemenea, se va interveni rapid pe strada, în zona străzii Urmuz, în microraionul numărul 5 și în zona străzii Ion Ghica. Totodată se lucrează acum pe strada Crăițelor, în spatele Tribunalului Nou, acolo unde foarte curând se va intra și la asfaltare. E vorba de și acolo avem un loc de joacă, reabilitarea străzii și de asemenea zona de parcări va face obiectul intervenției administrației locale târgoviștene. Per total, în momentul de față, iată că sunt câteva investiții importante pe care le derulăm. După o perioadă destul de lungă în care am avut probleme pe zona de finanțare, de data aceasta iată că reușim să avem și câteva rezultate bune și mă refer în momentul de față la două litigii în valoare totală de peste 50 de miliarde, litigii în care administrația locală târgovișteană a obținut hotărâri judecătorești definitive. Una dintre ele este cu Ministerul Dezvoltării Regionale și vizează o corecție financiară aplicată în urmă cu ceva timp, iar cea de-a doua vizează unul din constructorii de la PIDuri, e vorba de SC Delta. Repet, valoarea totală este undeva la 5 milioane fără penalități, vom calcula și penalitățile, plus că de dosarul cu corecția financiară se mai leagă încă vreo câteva dosare. Probabil acolo vom ajunge la o sumă de vreo 10 milioane de lei numai pe acel dosar, sume care vor fi recuperate de administrația locală târgoviștean, de la Ministerul Dezvoltării, fiind vorba de corecții financiare aplicate nelegal la planul integrat de dezvoltare urbană. De asemenea, blocul de garsoniere din zonă va fi reabilitat termic cu banii europeni, iar punctul termic de pe strada Radu Gioglovan va fi igienizat, reabilitat și transformat într-un punct de lucru al Direcției de Salubritate.